30 de zile de controle fulger la societățile care au angajați străini din țări care nu aparțin spațiului Uniunii Europene. Potrivit bilanțului ITM, au fost efectuate mai multe controle, alături de angajații Biroului pentru Imigrări al județului Olt la toate societățile de profil vizate. Obiectivele campaniei: identificarea angajatorilor care desfășoară activități lucrative cu cetățeni străini non-UE, identificarea agenților de muncă temporară care pun la dispoziție cetățeni străini non-UE și a utilizatorilor pentru care aceste persoane prestează activitate, verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, respectiv în cazul agentului de muncă temporară a contractului de muncă temporară, cu privire la cetățenii străini non-UE. Potrivit bilanțului campaniei, inspectorii de muncă au descoperit aproximativ 25 de deficiențe, fiind aplicate și două sancțiuni. Au fost aplicate două sancțiuni, respectiv un avertisment unui angajator din Caracal pentru netransmiterea elementelor contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității salariatului și o amendă în valoare de 2000 de lei unui angajator din Rusănești pentru negarantarea în plata salariului minim brut pe țară. Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost neachitarea drepturilor salariale la timp, completarea cu date eronate a registrului de evidență a salariaților și nerespectarea prevederilor legale referitoare la repausul săptămânal.